Problema prețurilor la medicamente a generat supărări la guvern. Prim-ministru Vlad Filat a declarat că, deși s-au făcut mai multe promisiuni din partea Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului, în continuare se vând medicamente la prețuri ridicate. Am ascultat eu personal multe povești, am tratat cu mare încredere toate cele promisiuni care s-au făcut, că vom adopta o hotărâre de guvern, vom adopta o lege, vom face verificări. Am fost și eu la depozite farmaceutice, mi s-a arătat cât de bine se lucrează acolo, cum o scadă prețurile în jos și așa mai departe. Și din păcate nu s-a întâmplat nimic, domnule. E prea mult deja. Și hai, domnul Chetra. Filat i-a mustrat în context pe directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, și pe ministrul Sănătății, Vladimir Hotineanu. Comparativ cu anul trecut, s-au majorat, sau pe alocuri s-au dublat aceste stocuri și vă spun de ce. Pentru ca să le aducă în țară, să ne registreze la prețuri majorate, ca pentru începând cu data de 1 ianuarie să încerce să le comercializeze la prețuri foarte ridicate. Astăzi, guvernul a operat modificări la regulamentul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producători la medicamente. Potrivit acestora, fiecare agent economic va trebui să-și reevalueze prețurile la medicamente începând cu 1 septembrie și să le racordeze la Catalogul Național de Prețuri. De la 1 septembrie, fiecare agent farmaceutic va fi obligat să-și reevalueze împreună cu Agenția Medicamentului prețurilor și să le concordeze cu prețurile care vor fi incluse în catalog, noul catalog a prețurilor. Și deci ceea ce s-a adus în țară de la 1 septembrie va fi reevaluat în concordanță cu prețurile de producător înregistrate în Republica Moldova. Potrivit Ministrului Sănătății, de la 1 ianuarie 2011 medicamentele se vor ieftini cu certitudine. Nu se știe însă cu cât. Potrivit Catalogului Național de Prețuri, agenții economici care achiziționează medicamente de la producător pot aplica un adaos comercial de maximum 40%, iar farmaciile un adaos de până la 25% din prețul produsului farmaceutic.